Liderul a murit, au rămas banii. Potrivit unor surse occidentale, conducătorul anticapitalist al Coreei de Nord, Kim Jong-il, a lăsat în urmă o avere uriașă. Sunt miliarde de dolari care nu vor ajunge însă niciodată la nordcoreenii care suferă de foame, ci îi vor face viața ușoară noului lider, Kim Jong-un, fiul dictatorului. I'm so lonely, so lonely, so lonely and sadly alone. Singur, dar putred de bogat. Atotputernic într-o țară pe care a izolat-o de restul lumii, Kim Jong-il a avut grijă să pună deoparte bani peste bani normal din vistăria statului. Cam 4 miliarde de dolari, spun occidentalii. Colosala sumă s-ar afla în siguranță în bănci din Europa, cea capitalistă și lovită de criză. La acești bani se adaugă bunurile personale ale dictatorului. Numai colecția de Mercedes, marca lui preferată, valorează cam 20 de milioane de dolari, bani pe care i-ar fi sustras din ajutoarele internaționale destinate poporului nordcorean înfometat. I can relate to feel like a bird in a cage. Acum, după moartea tovarășului, cel ce se bucură în primul rând de avere este fiul cel mic, Kim Jong-un, noul lider. Poporul, în schimb, trebuie să se mulțumească doar cu lacrimi. Nordcoreenii trăiesc în sărăcie lucie. Mai toate magazinele din țară sunt goale. Excepție face acest supermarket din Fenian, care are produse din belșug, toate made in China. Cumpărătorii le pot admira însă doar la televizor, pentru că supermarketul nu a fost deocamdată deschis.